Cred că Dumnezeu mă poate apăra în orice circunstanță a vieții. We go to verse 4. Mergem la versetul 4. And again he says, my soul, you have to praise God. Din nou spune, sufletul meu trebuie să lauzi pe Dumnezeu. Because God has redeemed me from the pit of hell. Pentru că El îți izbăvește viața din groapă, spune dânsul, din groapa iadului. And whether in the English Bible or in the Romanesque Bible. Și fie în Biblia engleză sau în românește. The word he has redeemed me from the pit. Se redă, El îți izbăvește viața din groapă. In the Hebrew Bible it is the word Hades. În ebraică este cuvântul iad. In the Greek it is the word Sheol. În greacă e cuvântul Sheol. But what it means is that God has redeemed me from Gehenna. He's redeemed me from hell. Dar înseamnă traducerea corectă. M-a izbăvit sufletul din Gehenna, din iad. I want you to know something. Vreau să știți un lucru. And that is as much as I believe in a heaven. Că atât de mult cât cred în cer. I also believe in an eternal hell. Cred la fel de mult și într-un iad veșnic. I cannot accept the doctrine of annihilation. Nu pot să accept doctrina universalistă. I cannot believe that when I die I'm gone and there's nothing left to life in whether in the life beyond. Sau doctrina care spune că după ce murim nu mai există nimica. And therefore if you are here this evening without the Lord Jesus Christ. Deci dacă ești aici astăzi seara și nu ai pe Domnul Iisus. There is a great divide in your life and a great divide in the life of everyone here. Este o mare diferență între viața ta și a celorlalți de aici. Because either you are going to choose eternal heaven or you're going to choose eternal damnation. Pentru că va trebui să alegi între un cer veșnic sau o condamnare veșnică. It's appointed unto all men once to die and after that the judgment. Pentru că este hotărât pentru fiecare din noi. Trăim din moarte și după aceea fie răsplată veșnică sau iad veșnic. But I don't fear eternal damnation. Și poate spuneți, dar eu nu simt o condamnare veșnică. Because the judgment against my soul was borne by Jesus Christ on Calvary's cross. Eu nu simt o condamnare veșnică pentru că vinovăția mea a purtat-o Domnul Iisus pe cruce, a fost judecată. And therefore I am prepared for an eternal blessing with God and therefore I can thank God on this Thanksgiving day. Deci acum sunt iertat și pot să-i mulțumesc lui Dumnezeu pentru o mântuire veșnică și într-o zi ca asta de mulțumire pot să-i mulțumesc lui Dumnezeu pentru această iertare. Listen to what Paul says. Ascultați ce spune Pavel. When he said that we have been redeemed. Când spune că noi am fost răscumpărați. Not with corruptible things such as silver and gold. Nu cu lucruri trecătoare, cu argint și aur. But we have been redeemed by the precious blood of Jesus Christ, God's Son. Ci am fost răscumpărați cu sângele Domnului Iisus, Fiul lui Dumnezeu. Redemption is the price that Jesus Christ paid for your sin and my sin. Răscumpărarea este prețul pe care Domnul Iisus l-a plătit pentru iertarea păcatelor tale și a păcatelor mele. And directly connected with redemption. Și direct legată de răscumpărare. Is the fourth benefit that we are able to claim. Este a patra binefacere de care ne putem bucura. And in verse 4 again he said, it is Jehovah God who crowns you with steadfast love and mercy. Se spune, El te încununează cu bunătate, dragoste și îndurare. That crown is not mine. Această coroană nu este a mea. That crown belongs to him. Această coroană este a lui. And that crown is going to be laid at the feet of Jesus. Și această coroană va fi depusă la picioarele Domnului Iisus. And when I appear before my Lord in heaven, și când voi veni înaintea Domnului meu în cer, I'm going to say, worthy is the Lamb that was slain. Spune, vrednic este mielul care a fost înjunghiat. And the reason why I can say that is in verse 5. Motivul pentru care pot spune asta e pentru că în versetul 5, because he has satisfied you with every good so that your youth may be renewed like the eagle. Zice e un pic diferit în engleză.
Și vreau să vă spun exact așa. Zice, El îți satisface viața cu bine, cu lucruri bune, așa ca tinerețea ta să fie reînnoită cum o reînnoiește vulturului. You see, He has satisfied us. El ne-a satisfăcut. Listen to what Paul says. Ascultați ce spune Pavel. I have learned how to be satisfied. Am învățat cum să fiu mulțumit. I have learned how to be satisfied. I have no wants. Nu mai am dorințe. Because God has met my every need according to His riches and glory. Dorințe în sensul de lipsuri. Pentru că Dumnezeu mi-a dat tot ce am nevoie în Domnul Iisus, în slavă. And He not only has satisfied me, but He's also renewed me. El nu numai că m-a satisfăcut, mi-a dat tot ce am nevoie să nu lipsă, ci m-a și reînnoit. If any man, any woman, any boy or any girl. Dacă orice bărbat, orice femeie, orice băiețel, orice fetiță. If they are in Christ, dacă sunt în Hristos, they are new creations. Sunt o nouă creație. I like what He compares us to. Îmi place cu ce ne compară. He said, you are going to be renewed like the eagle. Ce veți fi reînnoiți ca un vultur. I wish I had a few minutes longer. M-aș vrea să mai fiu câteva minute. Because I take it back to Psalm 102. Că aș merge înapoi la Psalmul 102. And in Psalm 102. În Psalmul 102. He talks to us that we are like the owl in the desert. Ne spune că suntem ca cucuveaua în deșert. There we're lonely like the sparrow on the hill on the housetop. Suntem singuratici ca vrabia pe acoperișul casei. All day long my enemies are after me. Toată ziua vrăjmașii mei sunt pe urmele mele. But what happened between Psalm 102 and 103? Dar ce s-a întâmplat între Psalmul 102 și 103? I have been renewed like the eagle. Am fost reînnoit ca vulturul. On six occasions, God compares you and I in Christ to being eagles. De șase ori, Dumnezeu ne compară pe noi, pe tine și pe mine, cu vulturul. He talks to us as He talked to Israel. Vorbește cu noi cum a vorbit lui Israel. That I am going to carry you on the wings of the eagle. Eu te voi duce ca pe aripile vulturului. Underneath of the everlasting arms that carries us and protects us. Te voi duce pe armele, pe mâinile mele, brațele mele veșnice. In Isaiah chapter 40. În Isaia 40. He said that if you wait upon the Lord. Zice, dacă îl aștepți pe Domnul. He will renew your strength. El îți va reînnoi puterea. You will run and not be weary. Vei alerga și nu vei obosi. You will walk and you will not faint. Vei merge și nu vei cădea de oboseală. Why? Because you will be like the eagle. De ce? Pentru că vei fi ca vulturul. Do you know the eagle is symbolic of your life and my life? Știți că vulturul e un simbol pentru viața ta și viața mea. Now I'm sure there's not too many eagles flying around Los Angeles. Sunt sigur că nu aveți prea mulți vulturi zburând prin Los Angeles. You see them up in the Serra Mountains up here. Îi vedeți în munți, probabil. I live in Arizona and I see them over the Grand Canyon. Locuiesc în Arizona, îi văd uneori peste Grand Canyon. But do you know, I doubt if anyone has ever seen a dead eagle unless they've shot. Dar mă îndoiesc că a văzut cineva vreun